Agitație mare la Centrul Zonal de Protecție, Îngrijire și Adopție a Animalelor Fără Stăpân din Uzunu. Vedeta americană Steven Seagal a hotărât să adopte un câine, gestul său fiind menit să vină în sprijinul mișcării pentru protecția animalelor din România. Iubitor de animale, Steven Seagal cunoaște bine problematica câinilor fără stăpân din țara noastră și a ajuns în România pentru unele proiecte cinematografice, a anunțat că va adopta un câine. Și ca să nu vină cu mâna goală la Uzunu, a trimis peste 4 tone de hrană specială pentru animale. Am profitat de această ocazie, dat fiind faptul că a ajuns la urechile mele că Steven Seagal este interesat de problema câinilor comunitari, ca de altfel o lume întreagă. Toți se întreabă ce se va întâmpla cu câinii în România. Drept urmare, Steven Seagal a ales între a lua un câine de pe stradă, de la colțul străzii, care este nevaccinat și poate bolnav și nu se cunoaște comportamentul lui, a ales să ia dintr-un adăpost autorizat, legal, semnează un contract, ca orice alt român, este aceeași sumă de 60 de ron pe lună pentru întreținerea câinelui. Steven Seagal a fost invitat să viziteze Centrul de Protecție, Îngrijire și Adopție, un proiect privat 100%, desfășurat pe numai puțin de 9 hectare, având la dispoziție cea mai mare clinică veterinară din țară. Vedeta a semnat în cartea de onoare a centrului și a lăsat ca amintire autograful său pe tricouri și șepci. Apoi a vizitat zona de cazare a centrului, unde se află peste 1400 de câini. La final, Steven Seagal a ales un cățel de 4 luni pe care a ținut să-l reboteze cu un nume foarte popular la noi, Grivei. Grive. Grivei? Grivei. 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 All dogs need to be loved and supervised and all children need to be watched and protected. Grivei, da. It's a nice dog. They're all special. Grivei, gata, Grivei. We will fill in the contract. Here it's your adopter signature. We will fill in and send you later one copy of the contract. And also, thank you. You have this from Dogtown. Thank you. Thank you. Seagal a ales deocamdată sistemul de adopție la distanță, adică Grivei va rămâne în centrul de îngrijire pe cheltuiala vedetei și va fi luat definitiv peste 3 luni când actorul american va reveni în România. Persoanele care vor să adopte un câine de la Centrul Zonal de Protecție, Îngrijire și Adopție a Animalelor Fără Stăpân din Uzunu au unele facilități deosebite. Câinele adoptat este perfect sănătos și este înmânat cu pașaport internațional, cules, zgardă, bol de mâncare și 15 kg de hrană, beneficiind și de 2 luni gratuite de dresaj la un centru special din București.